Bună ziua, dragilor! Sunt doctor Petrache, medic diabetolog și mă bucur să vă am alături. Am primit mai multe întrebări de la voi și aștept altele în continuare pe adresa de mail din descriere. Pentru astăzi m-am gândit să abordez o întrebare care sună cam așa. Pot face glaucom de la diabet? Glaucomul poate apărea atât la persoanele fără diabet, cât și la persoanele cu diabet. Glaucomul apare în diabetul zaharat numai dacă ochiul este deja afectat de retinopatie. Glaucomul apare atunci când o cantitate excesivă de lichid se acumulează în interiorul globului ocular și apasă pe nervul optic. Aș vrea să vorbim un pic despre modul în care apare glaucomul. Ochiul produce o cantitate mică de lichid, asemănător cu apa, în camera centrală. Acest lichid trece prin lentilele ochiului din prima încăpere. Lichidul părăsește ochiul cu ajutorul unei rețele de evacuare și intră în sânge. Glaucomul blochează rețeaua de evacuare, iar lichidul rămâne în globul ocular. Având în vedere că lichidul nu se evacuează, se acumulează presiune în ochi și, în mod normal, presiune asupra nervului optic. Persoanele cu retinopatie diabetică au un risc crescut de a face glaucom. Riscul apare în momentul în care, din cauza retinopatiei, apar vase de sânge noi. Aceste vase noi de sânge vor bloca rețeaua de evacuare și lichidul de care vorbeam anterior se va acumula și va crește presiunea oculară. În concluzie, puteți face glaucom în diabet, însă numai în cazul în care aveți retinopatie diabetică cu vase de sânge de neoformație. Vă mulțumesc pentru întrebare. Aveți grijă de sufletul și de corpul vostru.